Salut și bine a venit la Comunicare în Germană cu Gerhard. Sunt Gerhard Orban, expert în comunicare din Hamburg, Germania. Înainte să începem, vreau să-ți vin ceva. Am un curs aproape gratuit, $12, despre cum am învățat mai mult de 21 de limbi. Fiind considerat un copil complexat și netalentat la limbi străine, îți garantez o să economisești sute de euro dacă aplici măcar câteva din trucurile mele. Linkul spre curs îl găsești aici sub video. Deci, cum să depășim bariera de a vorbi în limba germană? Vreau să îți povestesc ceva care poate te ajută să înțelegi principiul. Când, ca amator, la vioară, deși timp de 20 de ani am făcut o pauză, adică n-am cântat deloc. Cu un an jumate în urmă am reluat instrumentul și între timp, adică după o lună ce am început să practic, nu? Am început să cânt în Orchestra Sinfonică Academiei de Muzică din Republica Moldova. Între timp am avut câteva concerte deja. Ultimul fiind la Palatul Național, ce aici poate un public de 2000-3000 de oameni, și în fața președintei Republicii Moldova, etc., la un festival. Și n-am avut emoții negative în timpul concertului sau în preajma concertului, anume din faptul că aplic ceea ce înveț elevii mei. Adică, ce am făcut, ce fac? Fac regulat, aici 3 ori pe săptămână, fac videouri, adică mă filmez cum cânt ceva nou. Adică îmi dau o săptămână pentru a învăța 3 fragmente de 5 minute, le filmez de parcă aș fi la concert. Și atunci ce se întâmplă? Sunt pe scenă, la un concert adevărat și pe de o parte e tendința vechi, că trebuie să am emoții, trebuie să mă tem, dar pe de altă parte deja apare senzația că, moment, aici, asta, ceea ce faci tu acum, e de fapt ceea ce ai făcut deja de 50 de ori, da? Când te-ai filmat. Și atunci, deja acum, apare situația în care filmările uneori mi se par mai stresante decât a fi pe scenă, ceea ce este bine. Da? Și același lucru îți recomand să faci. Și care este analogia? Când, de obicei, ca muzician amator, nu ai fiecare zi concert, adică nu poți să te expui fiecare zi într-o situație asta ca să te obișnuiești cu ea. Și la fel cu limba germană pentru unii, deci tu nu ai fiecare zi un interviu de angajare. Dacă ai avea fiecare zi câteva interviuri de angajare, atunci după câteva săptămâni, luni, ți-ar trece bariera asta, dar problema este bariera apare anume de faptul că noi nu ne expunem regulat la situația asta. Da? Și atunci ea devine un eveniment unic de pe loc. Da? Dacă eu dau în bară concert la asta, adică timp de 6 luni, nu pot să corectez asta. Da? Și la fel, dacă niciodată nu vorbesc germană și acum am unica șansă de a trece un interviu și o dau în bară, atunci nu se va repeta asta. Deci, cel mai simplu lucru este ce recomandă elevilor. Te filmezi zilnic în situații de stres. Adică cum fac eu cu vioara? Adică eu nu cânt ceva ce știu la perfecție, dar cânt ceva care e destul de nepregătit. La fel, faci video-uri nepregătite, adică nu îți scrii un text și citești textul în fața camerei, dar pur și simplu fiecare zi aprinzi camera și te împui să răspunzi spontan la o singură întrebare. Pot fi ceva foarte simplu la început, adică care este muzica ta preferată și de ce, sau ce ai făcut tu astăzi, ce vrei să faci mâine, dar pot fi lucruri mai complicate despre serviciu, ce ar putea fi la un interviu de angajare. Și dacă faci asta zilnic și vorbești spontan în fața camerei, atunci când te întâlnești cu un om adevărat,
îți vei da seama și îți garantez asta că situația adevărată va fi mai simplă decât în fața camerei. Și asta e ceea ce vrem. Sau nu? Da. Pa, pa!